După ce mai mulți rechini au fost observați în apropiere de Barcelona, autoritățile locale au început să închidă rând pe rând plajele. Până acum 5 zone au fost restricționate de teamă ca rechinii să nu atace turiștii. Numai puțin de 5 plaje din municipalitățile Sitges și Vilanova și Geltrú Barcelona au fost închise după ce au fost observați 3 rechini în apă în apropierea țărmului. Și asta după ce municipalitatea a înălțat steaguri roșii pentru a împiedica oamenii să intre în mare. În Vilanova, plaja San Gervasi a fost închisă joi dimineața de vreme din cauza prezenței a 2 rechini albaștri. Salvamarii de serviciu au monitorizat schigeturile, iar până la ora 10 plaja a fost din nou declarată sigură. Se crede că ambii rechini observați aparțin speciei de rechin albastru. Câteva ore mai târziu, în jurul orei 1, un rechin Mako ar fi fost observat la mai puțin de 100 de metri de plajele din Sitges Fregata, Ribera, Bassarodona și Estaniol. Au fost opriți imediat și au fost ridicate steaguri roșii. Surse din Consiliul Local au precizat că un rechin Mako mic a fost văzut și filmat în weekend pe coasta Garof de către Asociația Cetaceelor. Această specie de rechin nu este frecvent întâlnit în această regiune a Mării Mediterane, unde este în pericol serios de dispariție. Totuși, un expert de la Asociația Cetaceelor din Spania a filmat creatura în timp ce nota în apele din largul localității Garaf, Catalonia, pe coasta mediteraneană a țării. Extrem de rar, rechinul Mako cu aripioare scurte cu o lungime de 2,5 metri este unul din cei mai letali prădători din ocean. Chiar și așa, specia se află pe lista spaniolă a speciilor protejate din 2011. Ca și alte specii de rechini, este o victimă a comerțului internațional.